Domnule Alexander Nanau, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la aceste interviuri. Aș vrea să încep direct, discutam înainte de interviuri, despre faptul că ați avut o întâlnire cu Ministrul Culturii mm. și că a venit cu niște explicații. Da, uh, no. Până la aceste explicații, dumneavoastră ați refuzat acea medalie care a fost oferită de președintele Claus Iohannis. Am văzut cu toții de ce. Dar aș vrea să intrați un pic în uh, detaliu. Practic, spuneți că uh, în România cultura nu a fost ajutată în această perioadă pandemică. Corect. Asta s-a întâmplat? Da, corect. Uh, nu au existat mecanisme de stat uh, destinate uh, crizei, practic, care să vină în întâmpinarea uh, până la urmă a, nu neapărat subfinanțării, dar a problemelor cu care se, se confruntă diferitele sectoare. Eu aș vrea să mă limitez la sectorul în care lucrez, la cinematografie, unde de exemplu pe anul pandemiei, anul 2020, CNC-ul este instituția statului care prin lege trebuie să susțină producțiile autohtone, ceea ce nu înseamnă că le finanțează în totalitate, ci există concursuri la care aplică producătorii cu proiecte și câștigă dreptul la un credit direct, adică statul le dă un credit, o, pa o parte din finanțarea filmului, pe care ei trebuie să-l plătească înapoi din veniturile filmului. Aceste două sesiuni care prin lege sunt impuse, care au loc pe an, nu au avut loc în 2020. Iar instituția, numai că n-a comunicat... că Instituția nu... care? CNC-ul, okay. Centrul Național de Cinematografie, nici n-a comunicat că nu vor avea loc. Că va încălca legea, și nici la sfârșitul anului nu ne-a explicat de ce nu au avut loc. Asta înseamnă pentru multe case de producție, practic, că nu știu dacă mai pot să facă filme. Da? Și pentru mii de oameni din spate care lucrează la aceste filme, dacă vor avea un, unde lucra. Spuneați la un moment dat că e vorba de falimentarea acestor uh, case de producție, și tocmai de aceea ați refuzat uh, medalia. Uh -huh. uh, ulterior, Ministerul Culturii. A venit cu o reacție pe Facebook în care a înșirat niște cifre și a anunțat că, de fapt, au finanțat, că va fi finanțat. Mm -hmm. Care a fost, de fapt, povestea din spatele acestei discuții de pe Facebook? Da, practic, după uh, refuzul meu a unei medalii, pe care am refuzat-o la telefon, practic, uh, a trei persoane. V-au sunat uh, trei persoane? Tre da, m-a sunat ministru într-o seară. Mi-a zis că, că m-a propus, i-am spus că nu cred că este încă cazul, pentru că eu încă nu am uh, obținut cu filmul ăsta aceaste, aceste distincții la care se așteaptă toată lumea internațională uh, și cred că ar trebui să mai așteptăm și nu îmi doresc la momentul ăsta așa ceva. Mi-a comunicat că uh, propunerea a fost deja făcută, a fost acceptată de către uh, echipa domnului uh, președinte, uh, echipa de cultură și că mă vor suna ei. M-au sunat ei, am spus din nou. Nu cred că este cazul, nu mi-am exprimat nici Mi s-a spus că probabil că am fost luat prea, prea din scurt. Presupun că dânsa credea că a, sunt copleșit de onoare și așa. Uh, Mi-au trimis și mi-a zis: Vă trimit un mail. Mi-a trimis un mail la care practic n-am răspuns, după care am fost uh, insistent sunat și uh, mi s-au trimis SMS-uri să-mi trimit datele din buletin ca să intru la Cotroceni. Uh, și, și la asta, n-am răspuns, mi s am fost sunat ca să îmi dau aceste date, mi-am expus din nou părerea și atunci mi s-a spus, vă rog să ne transmiteți acest refuz în scris, pentru că este o chestie instituțională și trebuie să fie în scris. Mi s-a părut cumva că este dreptul meu de cetățean să nu se afle cândva că eu am respins această medalie, poate dintr-o aroganță, și să-mi explic gestul foarte clar și public, pentru că relația mea cu statul e una publică, nu este una privată, și am postat, practic, refuzul meu într-o scrisoare pe Facebook. Reacția Ministerului n-a fost pe Facebook, reacția Ministerului a fost cu toată forța statului, printr-un comunicat de presă, care a scos lucruri din context, în care s-a spus o minciună care mie mi s-a părut gravă, cum că eu aș fi fost chemat la Minister să mi se ofere medalia iar în acea întâlnire pentru că mi-s a oferit o medalie am cerut bani, ceea ce este incorrect. Da, asta spune acest comunicat că în momentul în care v-ați întâlnit, a solicitat și vi s-au acordat niște fonduri. Da, nu e adevărat. Adevărul este că noi ne-am întâlnit în decembrie, am discutat ce de ce o campanie trebuie făcută într-un fel. Vorbim de campania pentru Oscar, campania propunerii României pentru Oscar. Deci practic un proiect pornit de către România decât o instituția României, iar CNC-ul, care de obicei finanțează o mică parte din această campanie a propriului proiect, în cazul meu au decis să o financeze cu mult mai puțin bani. Au fost și discuții să nu o financeze, dar s-a ajuns în consiliu la un armistițiu, să zicem așa, în care să mi se dea mai întâi o parte din bani și dacă reușesc să ajung pe un shortlist, altă parte. Și m-am simțit îndreptățit să mă adresez ministrului în, în noiembrie, de fapt, să-l întreb dacă crede că ar fi oportun să se implice statul în, propria, în propriul proiect, cum ar fi. Deci totul s-a întâmplat în noiembrie-decembrie, nici de cum în ianuarie. Eu în ianuarie m-am întors la domnul ministru ca să continuăm discuția din decembrie, iar medalia nu mi s-a oferit nici de cum într-un birou. Fapt confirmat și de echipa ministrului care a fost de față și nu, nu s-a întâmplat acest lucru. Credeți cumva că au fost surprinși, șocați de-a dreptul, mm -hmm. că un uh, producător de filme, chiar unul de talia dumneavoastră, refuză o medalie acordată de președinție? Probabil că au fost surprins, nu știu, dar nu uh, tema nu e asta. Tema este că eu uh, mi-am exprimat punctul foarte clar Că este un protest democratic, este alegerea mea, așa cum și spune Ministerul, să o accept sau să nu o accept. Iar dacă cineva e șocat sau nu. Pentru că așa pare, povestindu-ne, uh -huh. eu, tot urmărind firul acestor evenimente, v-au sunat, v-au trimis mail-uri și, într-un final, au zis bine, trimiteți-ne o reacție Corect. oficială. No. Ce discuții ați avut ulterior cu Ministerul sau chiar cu domnul Ministru al Culturii și ce v-a comunicat? Da, s-a creat o problemă pentru că, la practic, la uh, protestul meu uh, de a nu mă preface în anul pandemiei printr-o medalie acceptată că industria este bine și uh, industria culturală în România este bine și statul și-a făcut treaba, uh, reacția a fost un comunicat de presă al Ministerului în care, practic, au uh, scos din context lucruri. Și pentru opinia publică care nu este foarte informată despre cum funcționează sistemul de finanțare a cinematografiei, practic au zis, iau te domne, cât a primit acest om de la noi și se mai și plânge. Și au înșirat, practic, sumele primite de către producția colectiv în anul 2016, dar ne nespunând că din anul 2016 s-a înțeles că eu am primit acești bani în pandemie și lumea a ajuns, am cerut și mai mult ceea ce este o măgărie și este un abuz, până la urmă, a instituției și a Ministerului, dar și a CNC-ului, că CNC-ul a livrat acele date, care sunt oricum publice. Și eu sunt oricum deschis să vorbesc despre orice ban public, sunt foarte transparent și la momentul ăsta noi ne plătim, acel, el e un credit. Acei bani sunt un credit. Deci, statul vă dă un credit da. uh, și pe care trebuie să-l returnați, evident. Corect. Orice producător pe acel credit pe care îl câștigă, în urma unui concurs public, trebuie să-l returneze din veniturile filmului. Deci, cu cât suntem mai performanți, cu atât suntem mai bine în stare să plătim înapoi. E, ce au omis Ministerul să spună este că. Uh, la acel concurs, când eu am uh, câștigat acest drept la un credit pentru producția colectiv, au mai câștigat alte 33 de filme acest drept și s-au vărsat 20 de milioane de lei. Uh, dar scoțând asta din context, uh, evident, omul de rând care firesc nu se preocupă cu cum funcționează această instituție, a avut impresia că uh, mi s-a făcut mie un favor. Din partea statului, ceea ce nu este adevărat. Spuneți-mi un lucru, după această răceală, ca să-i spunem așa, după acest refuz al dumneavoastră, ați simțit vreo presiune sau, din potrivă, o lipsă de implicare mai mare a statului în promovarea filmului pentru Oscar? Pentru că sunteți acum în plină campanie de promovare? Nu. Aș spune că implicarea din start a fost una foarte lentă, să spunem așa. Uh, noi am, uh, cum s-a și expus, uh, statul a decis să investească 100.000 de lei în această campanie, ceea ce reprezintă o foarte mică parte dintr-o campanie la care lucrează pe tot mapa mondul între 60 și 70 de persoane. Uh, și la momentul ăsta, în care noi ne aflăm, cred că la 10 zile sau, nu știu, 20, pe 9 30. februarie urmează să fie anunțată da. deci este lista practic... scurtă unde ne așteptăm să fie și filmul colectiv. Da, deci este faza în care ei trebuiau măcar să implice cu partea asta mică pentru că pe lângă ei lucrează foarte multe instituții să se întâmple acest lucru. Fondul de film din Luxemburg investește în această campanie a României. HBO investește în această campanie a României. Distributorul american investește în această campanie a României. ICR România și în New York investește implicându-se chiar la nivel de a comunica permanent cu distribuitorul american. Vorbiți de fonduri, de bani. Da, de fonduri, practic de, de implicarea Bun. pentru a obține munca oamenilor care fac această campanie din spate. E, CNC-ul la acest da. moment ne-a acordat acea sumă în uh, noiembrie. Până în acest moment ei au contribuit din acea sumă 30%. Noi depunem de contul ca ei să Plătească următoarea tranșă pe 5 ianuarie, și până în ziua de astăzi n-am mai auzit nimic. I-am întrebat de ce nu plătesc, nu, nu poate să răspundă nimeni coerent. Deci, dacă asta e de obicei la o instituție, când uh, ei alocă într-un Consiliu o sumă, ei e blocat acolo un cont și își așteaptă o derulare firească a lucrurilor: de conturi, dovezi, următoarea tranșă, de conturi, dovezi. Noi n am făcut treaba ei. Nu poate să ne răspundă de ce uh, refuză să, să contribuie la ce s-au angajat. Are legătură cumva cu refuzul dumneavoastră de a primi medalia din mâinile președintelui? Nu, nu vreau să leg aceste două lucruri. Nu, are legătură foarte mare cu modul în care funcționează CNC-ul, care este o instituție la nivelul anilor 80 dintr-o țară comunistă. Managementul acestei instituții este catastrofal și la pământ. Ca dovadă, în 2020 n-au avut nicio sesiune de, de finanțări, legea îi obligă, n-au nicio treabă să, să comunice producătorilor cam când vom putea uh, depune proiecte. Spuneți-mi, vă rog, uh, și-a cerut cineva scuze de la dumneavoastră după, ce, după acea comunicare, după acel comunicat uh -huh. pe care l-ați calificat ca fiind o măgărie? În primul rând, după acel comunicat, am primit eu personal în inbox-urile mele private zeci de înjurături de la oameni necunoscuți. Deci, forța statului, intenția manipulării a fost foarte cu efect în urma unui protest democratic. Am, fost, am avut o întâlnire ieri cu ministrul și echipa sa, în care ministrul a admis că a fost uh, o greșeală acel comunicat și că, într-adevăr, nu este adevărat că mi-a oferit acea medalie în birou, uh, și că nu este deloc OK să scoată din context acele cifre și să lasă de înțeles că ele au fost acordate pe timpul pandemiei sau să nu uh, indice foarte clar că sunt niște bani obținuți într-un concurs public în anul 2016, uh, alături de multe alte proiecte care au fost finanțate Exact în aceeași sesiune, în anul 2016. Iar comunicatul intenționa să arate că se implică statul român. Dar este. Mi se pare foarte dezonorant pentru un stat european la un protest să răspundă cu un atac în care lasă de înțeles că a finanțat un proiect, uită să zică când. Uhum. Cum și că acel proiect deja își plătește înapoi creditul la stat. Dar credeți că aceste scuze care au fost făcute în privat ar trebui să fie și publice? Asta mi-a promis domnul ministru, care din start a fost foarte deschis. Deci, eu sunt sigur că este un ministru cu care se poate lucra și care va înțelege că trebuie reformat CNC-ul și că trebuie reformată o instituție care nu este la nivel european. Iar domnul ministru și echipa sa mi-au promis că vor reveni în public cu un nou comunicat în care vor rectifica uh, încercarea de manipulare. Să discutăm un pic de ce s-a ajuns uh, la această situație, de ce ați fost invitat pentru a primi acea medalie, pentru că producția dumneavoastră a ajuns să fie apreciată în special în Statele Unite. Da. Și după aceea, noi, în România. Ne-am dat seama că este o producție uh, remarcabilă, uh -huh. uh, pusă de Barack Obama pe lista filmelor uh, care trebuie urmărite în 2020 uh -huh. de revista Time. Deci sunt nume grele care au spus, da, filmul colectiv trebuie văzut. Uh -huh. După care, înțeleg, s-a trezit și statul român, inclusiv, uh, poate nu știu, noi românii, uh -huh. să apreciem ceea ce s-a produs în România. Așa e sau nu e așa? Înțeleg nu, corect sau nu e așa? Nu e așa. Cum Aș e? face o distinție foarte clară între statul român și noi românii. Ok. Pentru că colectiv, filmul colectiv, la momentul acesta este cel mai vizionat film din anul 2020. De A unde? Din, din România? În, în România, pe HBO, este cel mai vizionat film în fața oricărui film de Hollywood. În toată Europa, pe. În aici, pe Rețeaua HBO, care este în 18 țări, cred, în Europa, este cel mai vizionat documentar. A fost primul documentar în România care să aibă o cifră de bilete vândute de 25.000 aproape de, de spectatori în două săptămâni. De obicei, marja la un documentar e undeva între 35.000 în multe săptămâni. Iar aici, din nou, de exemplu, Ministerul, când a emis acel comunicat de presă, a amestecat toate cifrele ca să pară că a primit acest proiect o cifră foarte mare de, de susținere și a amestecat, de exemplu, și un ajutor care se dă automat tuturor producătorilor românești ca să intre în cinema de 25.000 de lei. E, statul român, acei 25.000 de lei, în primul rând, nu i-a dat către compania mea pentru că i-a dat firesc, între compania care se ocupă cu distribuția. Bun, am înțeles, a avut Dar succes ce, la public. Da, ce da. vreau să spun okay. este că statul român când face asta, trebuie foarte bine înțeles, acești bani nu sunt bani pe care statul îi dă cadou cuiva. Acești bani, 25.000 de lei, de exemplu, pentru distribuție, statul și a recuperat, dacă calculăm să zicem 23.000 de bilete la un preț mediu de 16,5 lei pe bilet, din taxe statul de mult și a recuperat această investiție și a avut cinemauri care merg, oameni care au putut merge la cinema, bilete vândute, băuturi vândute, popcorn vândut, salarii plătite, salarii plătite. respectiv industria deci merge. Nu e un cadou, este okay. un incentiv care se dă ca să funcționeze o industrie în fiecare stat la fel. Bun, am înțeles. România au apreciat și s-au uitat la această producție. Da. Dar statul, în ce situație a fost? Păi nu știu, ați zis dumneavoastră, nu? Barack Obama, a fost primul politician care a recunoscut mondial, într-o listă scurtă de cele mai preferate filmele ale lui, acest film care vorbește despre corupția statului, incompetența statului, care calcă viața propriilor cetățeni în picioare. Din România, România, să ne înțelegem foarte bine, propunerea a fost făcută de către o comisie independentă, pentru că regulile Oscar, exact asta cer, pentru că știu că au de a face de multe cu state, cărora s-ar putea să nu le convină conținutul filmului. Și atunci este o comisie numită de către CNC, dar ea este independentă. Sunt cinci uh, critici de film, care într-un vot secret, aleg filmul care să reprezinte țara. Deci, comisia este independentă. Îmi fac mari griji, având experiența cu acest film, să nu se încerce în următorii ani, o influență uh, politică asupra modului de a numi filmele care să meargă în cursa pentru Oscar. Mai departe de aici, singurii politicieni care au, uh, au răspuns au fost când am câștigat premiul european de film, uh, premierul Luxemburgul. Luxemburgului. Luxemburgului m-a sunat, m-a felicitat și mi-a zis că de orice avem nevoie ca să promovăm filmul, uh, să-l sun. Uh, din România, nu, nimeni. Nu a reacționat din uh, sfera instituțiilor sau politicului. Adică nu vorbim de premier, președinte, vorbim de politicieni care să vă sune și să se intereseze de asta. Da, sau instituțiile statului care Nimeni. Care se ocupă de cinematografie. Da, nimeni, zero. Cum vă explicați asta? Este complet concordant cu totala lipsă de interes pentru cultura românească. Este pur și simplu. Uh, o dovadă că aceste instituții nu știu care este, de fapt, misiunea lor. Și că managementul și pozițiile care sunt ocupate de decizie în consilii, uh, numite de uh, consilieri sau așa mai departe, nu sunt ocupate cu profesioniști care, de fapt, vin acolo și zic, da, eu vreau să transform această instituție într-o instituție europeană, omologată cu restul instituțiilor europene de cinematografie. Uh -huh. Noi, de exemplu, industria românească, suntem cred că, singurii din uh, Europa când mergem la un festival, acolo s-a toată industria. Uh, îi știm pe toți directorii uh, de la cnc urile Europenei. Se întâlnesc toți, vorbesc, uh, fac schimb de experiență, văd cum pot îmbunătăți colaborarea. Noștri? Ai noști nu există. Nu există. Nici nu știu dacă vorbesc engleză. Și totuși, în aceste condiții, noi, în acest an, România, prin dumneavoastră, avem această șansă de a fi pe lista scurtă și ulterior să fim nominalizați la Oscar. Mm -hmm. Să spunem care este procedura, pe scurt, pentru a înțelege și oamenii. Mm -hmm. Deci, pe 9 februarie o să fie anunțată această listă scurtă. Corect. Mm. Aveți șanse să vă aflați pe lista respectivă? Um... Deci, teoretic, sunt două categorii în care noi concurăm. E odată categoria în care România a nominalizat filmul, se cheamă Best International Film, și e categoria de documentar. La categoria de documentar, lista scurtă conține 15 filme și concurăm cu 260 de filme. La categoria Best International, lista conține la fel 15 filme și concurăm cu 93 de țări care. Se ocupă de campanie în, pe timpul ăsta, în timp ce noi ne luptăm între: Ți-am dat 3 lei, ia 5 lei, de ce ți-am dat, sunt ai tăi, nu s ai mei, și așa mai departe. Deci, ei, în afară, promovează puternic producțiile lor, în timp ce noi ne certăm pe ceea ce spuneți dumneavoastră. Da, dacă luați, de exemplu, că eu primesc de la, de la echipa de, de publiciști, eu primesc, de exemplu, uh, uh, PDF-uri cu revistele de specialitate, Hollywood Reporter, Right. Eh, când deschizi o revistă din aia, practic ai machete cu toate filmele din țări. Și, a, și colectiv, filmul nostru. Nu. Avem doar ceva mic pentru că investesc alți oameni uh, în, aceste, în aceste machete și ce facem noi pentru a compensa acest lucru. Eu, de exemplu, de șapte luni de zile, zilnic, lucrez la această campanie. Asta înseamnă. Fac interviuri, fac uh, QA-uri, uh, organizăm paneluri, uh, proiecții speciale, uh, în urma cărora se nasc interviuri și, practic, noi avem printre aceste machete interviuri. Mm -hmm. Să vorbim un pic despre film, mm -hmm. dar foarte puțin, deși ar merita mult mai mult. Um... Vreau să vă întreb, pentru că dacă adun 10 oameni și după ce au văzut filmul, mm -hmm. întreb despre ce a fost filmul, fiecare o să spună ceva diferit, mm -hmm. pentru că fiecare extrage din film câte ceva. No. Vreau să vă să ne spuneți dumneavoastră. Eu, la rândul meu, am citit despre film și am văzut, de exemplu, pe IMDB e o descriere. Mm -hmm. Pe alte site-uri, alte descriere. Mm -hmm. Despre ce este filmul colectiv? Uh, dacă o luăm la nivel descriptiv, sigur, este despre uh, anul care a urmat. Uh, incendiul din clubul colectiv, da? uh, Dar sigur, el practic este despre uh, revedem ce am știut ce atunci, uh, cum statul a manipulat și a mințit că poate avea grijă de uh, mar ar și România. Știm astăzi că nu este adevărat ce am aflat ulterior și atunci. Uh, aflăm că au fost uh, interzise transferurile în străinătate și au fost blocate administrativ la nivel de management de spital uh, și mai aflăm un lucru foarte important că dacă nu exista un om curajos în România care să fie un avertizor de integritate, doamna Camelia Roiu, tot anul 2016 arăta altfel în România. Pentru că ea a avut curajul să meargă la presă, presa a putut investiga, am aflat că acești pacienți au murit într-o bună proporție din cauza infecțiilor nozocomiale din spitale, care nu se raportau și se mințea că ele nu există. Uh, și dacă doamna Roiu nu ieșa în public și jurnalistii nu investigau, uh, Hexifarma până astăzi uh, ne alimenta 350 de spitale publice cu apă de ploaie, în loc să fie dezinfectant. Deci este și despre corupția din statul român. Este în primul rând despre corupția în statul român, dar este și despre incompetența din uh, statul român și despre puterea de manipulare a unui stat, să ne amintim. Și aici uh, cred că este foarte important să înțeleagă că nu doresc în niciun caz uh, o politizare partizană cu o parte sau alta. Acest film se desfășoară pe uh, în timpul mandatului unui guvern tehnocrat. Primul ministru al sănătății a unui guvern tehnocrat a încercat să zică că jurnaliștii sunt, fac fake news, că el are controlul, că el e responsabil de siguranța pacienților. Am mușamalizat, șamalizat, asta îmi spuneți? Au spus că, a spus că 95% din uh, dezinfectanții Hexifarma sunt conform. Ceea ce s-a dovedit ulterior că e o informație greșită. Uh, informație greșită e foarte, <laughs> uh, pus foarte drăguț. da. 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 O întrebare despre modul în care ați filmat. Eu, din ce știu, dumneavoastră ați avut camera în mână și ați fost acolo, în birourile Ministrului Sănătății, care este și acum Ministrul Sănătății, în birourile jurnaliștilor, este vorba de domnul Tolontan. Deci dumneavoastră ați filmat toate acele cadre. Da, da, eu îmi filmez toate filmele. Eu în România am făcut trei filme. Lumea vizită de Ion B, primul film românesc care a câștigat un Emmy. Totul lui nominalizat la premiul european de film și colectiv. Din aceste trei filme, cu toate trei am aplicat la CNC, n-am câștigat decât cu uh, colectiv. Celelalte filme le-am finanțat fără niciun fel de bani de la stat, dar ele au fost un exponent al culturii române în toată lumea și au atras atenție foarte mare asupra documentarului românesc, l-au revitalizat, practic. Uh... Deci, din tot ce am văzut, e filmat... Uh, Așa, cum? da. Și eu filmez toate filmele astea, le filmez... Uh, le, eu pentru... sunt și cameramanul uh -huh. uh, și am o echipă, sigur, uh, sunt eu, sunt asistenți uh, și operatorul de sunet în, în situația de filmare, după care există o echipă extinsă care se ocupă, practic, de toată organizarea filmării, pentru că ce fac eu este un documentar observațional. Deci, practic, noi când începem ziua nu știm unde se termină sau unde vom avea nevoie de acces. Și atunci echipa de filmare are grijă într-un cerc mai mare în jurul meu. Eu să mă pot mișca dacă protagonistul spune azi mergem la Ministerul Sănătății. Se obține repede să pot intra acolo. Azi mergem altundeva, se obține repede că eu să am acces. A fost fenomenal că ați avut acces în biroul ministrului și ați surprins foarte multe discuții pe care altfel nu le-am fi văzut. A fost da. greu să obțineți aceste, acest acces? A, a fost greu să accept o primă întâlnire, domnul Voiculescu, pentru că era preocupat cu a, organizarea noului cabinet, dar trebuie spus foarte clar că nu a fost, a, ideea n-a fost prima să a, a, obținem acces la domnul Voiculescu, ci odată ce a aplicat ministrul Cadariu, care ne spunea că sunt buni dezinfectanții Exifarma, a, a preluat domnul Cioloș un mandat interimar. Și ideea a fost, ok, dacă acest guvern este deschis și transparent, ăsta e momentul să putem intra în sistem, să vedem aceeași poveste din partea cealaltă. Înțeleg că la domnul Cioloș nu ați reușit. N-am avut, avut succes. Am avut noroc că domnul Voiculescu era un om independent, nu era legat politic de nimeni, nu datora nimenea, nimănui ceva și nu trăia cu frica că dacă oferă acces în sistem îl vor spânzura colegii de partid, mm -hmm. care atunci nu exista. Uh, și am întâlnit un om tânăr, atunci avea 33 de ani, domnul Voiculescu, și mi-a spus, transparența este obiectivul nostru principal, a echipei mele tinere pe care a adus-o din toată lumea, profesioniști din domenii uh, medicale. Uh, și mi-a mai zis un lucru foarte important. Uh, mi-a zis, știi, uh, sănătatea este un drept uh, al cetățeanului consacrat în Constituție. Nu există niciun motiv uh, din care să deducem că el nu are dreptul să știe ce decizii să iau în Ministerul Sănătății uh, și cum luăm decizii. Deci eu să-ți dau acces. Poți să filmezi, dar trebuie să-ți fie foarte clar că intri într-un minister în care toată lumea va fi șocată că am făcut acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu. Eu vă țin pumnii, toată România vă ține pumnii și sperăm ca să fiți chiar nominalizați nu doar pe această listă scurtă care e pe 9 februarie. Vă mulțumesc, mersi mult.